Haideți să mergem mai departe cu detalii neștiute despre soția lui Jorge. Ce avere are femeia care l-a cucerit definitiv pe artist, deși este mai mare cu 10 ani decât el, dar și cum și-au salvat căsnicia la timp, aflăm din materialul următor. Știa Jorge ce spunea atunci când a cântat această piesă. Și asta pentru că soția lui chiar pare a fi femeia perfectă. Fără doar și poate, artistul are cu ce se mândri. La cei 50 de ani ai săi, Ramona Prodea arată impecabil. Partenera de viață a artistului are grijă să se mențină în formă. Are un corp de invidiat și nu se ferește să poarte ținute mai sexy, care să o pună în valoare. Când te uiți în ochii mei, tu mă faci să fac ce vrei. Așa de fericiți, dar îndrăgostiți cum suntem noi. Nu doar trăsăturile fizice sunt de lăudat la soția lui Jorge, ci și calitățile intelectuale. Ramona este o femeie de afaceri de succes. Mai exact, e manager regional pentru Europa de Est și zona Adriatică la o companie ce produce microprocesoare pentru computere. Potrivit informațiilor, ocupă un post important și extrem de bine plătit, în a doua cea mai mare companie cu o astfel de producție din lume și are în subordine 11 țări. Deci Ramona este o femeie completă, frumoasă, de vreme acasă și cu mulți bani. Și asta nu este tot. Jorge a mai enumerat câteva calități ale soției sale. N-am auzit-o niciodată țipând în acești 10 ani. Deci, clar, ar fi o ceva nou pentru mine. Este cel mai calm om de pe planetă, nu pot să mă cert cu ea, deci n-am nicio șansă. La noi este maxim o discuție. N-am cu cine să mă cert. M-aș certa, dar n-am cu cine. Ramona și Jorge formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea mondenă. Sunt împreună de mai bine de un deceniu, iar în 2013 au devenit soț și soție. Cei doi au împreună un băiețel, însă se ocupă și de fetița pe care artistul o are cu Alina Lufer, dar și de fiica Ramonei dintr-o relație anterioară. Deși la început nimeni nu le dădea șanse din cauza diferenței de vârstă de 10 ani, pentru ei acest aspect nu a fost un impediment. Iar acum iată că formează o familie fericită, care poate fi luată drept exemplu. Noi descoperim în fiecare zi lucruri, alte lucruri care ne plac unul la celălalt. E important să te focusezi pe calitățile partenerului, pentru că dacă în mintea ta tu te gândești la defectele celuilalt, vei hrăni o despărțire la care tu nici nu te gândești. Nu e nimeni ca noi.